Unde credeți că a greșit Ludovic Orban de nu a mai fost ales președinte al Partidului Național Liberal? Știți cum sau e... trebuia cumva să-și dea demisia după rezultatul de la alegerile din decembrie? Sunt multe de discutat. Alegerile din decembrie, formarea noului guvern, noua coaliție. Cred că deciziile de moment sunt cele care au primat atunci. Nu, după anumită analiză, nemulțumirile au fost încă de la mijlocul lunii decembrie anul trecut, atât în interiorul partidului, cât și în evoluția pe parcurs a coaliției și a deciziilor care s-au luat de diversi miniștri în această coaliție și în această guvernare. A fost un parcurs care trebuia să ne dea la toți de gândit, începând cu 6 decembrie 2020, și cred că niște decizii puteau fi luate un pic altfel, după o consultare mai atentă cu tot ce însemna leadership-ul partidului, dar și cu cei care, într-adevăr, vedeau realmente care este situația atât la guvernare, cât și în viața de zi cu zi.